Salut! O să vă fac un mic demo despre cum puteți folosi o mașină virtuală în interiorul platformei Windows, pe care presupun că o aveți deja instalată, cu scopul de a putea lucra în Eclipse. Voi face o instalare pas cu pas a fiecărei componente de care aveți nevoie. Vom începe prin a descărca un program numit VMware Player. Îl găsiți pe site-ul vmware.com. Veți avea un link în descriere. După cum vedeți, am reușit să descărcăm programul. Îl vom instala. Proces destul de simplu, next. Recomand să le instalăm în C. Nu ocupă foarte mult spațiu. Asta a fost tot. Am instalat programul. Partea a doua, destul de importantă, este descărcarea unei arhive numită CentOS. Eu am uploadat-o pe contul personal de Dropbox. Voi pune un link în descriere de unde o veți putea downloada. Destul de simplu. Linkul din descriere. Click download și arhiva se descarcă. Pentru că durează destul de mult, voi sări peste această parte și voi arăta direct arhiva descărcată. Ok, după ce am descărcat arhiva, trebuie să o dezarhivez pentru a putea folosi conținutul ei. Menționez că nu trebuie pusă neapărat pe desktop, o puteți muta pe oricare din discurile pe care aveți spațiu, de e chiar nu are nicio importanță. O vom dezarhiva. Și veți obține un folder numit CentOS. Deoarece durează destul de mult, voi sări și peste această parte. Ok, s-a terminat și dezactivarea. Obținem acest folder. Nu trebuie neapărat să fie pe C sau pe desktop, poate fi pe D, pe E sau orice altă partiție aveți disponibil. Punem VMware Player. Cam așa arată programelul, selectăm Open a Virtual Machine și aici selectăm locația unde am dezactivat acel folder. În cazul meu este pe desktop, CentOS și selectăm această imagine. Open și cam atât. Puteți observa aici setările mașinii virtuale. Noi o putem edita în cazul în care avem un calculator mai puternic sau mai puțin performant, aici putem să-i facem setările. În cazul meu îi voi furniza 2 GB de RAM și 2 nuclee de procesare. În cazul vostru puteți furniza mai puține resurse, mai multe resurse, în funcție de sistemul pe care îl aveți. Desigur, ulterior se pot face modificări fără nicio problemă. Și pornim mașina virtuală. În acest caz, când primim acest warning, dăm simplu I moved it, I copied. Nu am întâlnit nicio problemă. Închidem. Vă recomand să instalați VMware Tools for Linux.
Nevoie să se încarcă. La prima rulare va dura ceva mai mult. Și s-a încărcat. După cum știți, este necesară o parolă. Parola este student. Și cam așa arată CMBS-ul instalat pe o mașină virtuală în interiorul Windows. Full screen mode și deja el s-a auto-adaptat la monitorul meu. Și am instalat CentOS. Avem pe ecran o iconiță Things Eclipse. Selectăm workspace-ul. Și putem crea programe în Eclipse. Voi face un program de probă. Este foarte important să selectați aici Linux GCC și nu Cross GCC. Voi crea un exemplu tipic de Hello World. Salvăm, compilăm și observăm că nu are nicio eroare. Deschidem un terminal. Voi folosi drag and drop. Hello world. Cam aceasta a fost prezentarea CentOS. Vă recomand că atunci când închideți această mașină virtuală sau faceți, cum o faceți în Windows, System, Shutdown și programul se va închide automat. Asta a fost tot. Pentru sugestii, lăsați un comentariu.